Radu a desenat de 3 ori mai multe pătrate decât cercuri. Știind că în total sunt 20 de figuri geometrice, aflați câte figuri de fiecare fel a desenat băiatul. Iată, analizând problema, putem să scriem datele cunoscute, că sunt 20 de figuri geometrice, adică, dacă adunăm numărul pătratelor, pătrate, cu numărul cercurilor, plus cercuri, vom obține 20 de figuri geometrice, egal cu 20. Iar numărul pătratelor este de 3 ori mai mare decât numărul cercurilor, adică pot scrie numărul pătratelor, pătrate, este egal cu 3 ori numărul cercurilor. Ce trebuie să aflăm? Câte figuri geometrice de fiecare fel sunt, câte pătrate și câte cercuri. Observând cu atenție datele problemei, constatăm că și în cazul acesta cunoaștem suma, cunoaștem câte pătrate și cercuri sunt în total. De asemenea, știm că pătratele sunt de 3 ori mai multe decât cercurile, adică știm cât este câtul sau raportul dintre numărul pătratelor și numărul cercurilor, el este 3. De aceea spunem că este vorba despre o problemă de sumă și raport, care se rezolvă prin metoda grafică, reprezentând prin segmente numărul pătratelor și numărul cercurilor în cazul nostru. Numărul cercurilor este numărul mai mic. Iată, numărul pătratelor e de 3 ori mai mare decât al cercurilor. De aceea, reprezentăm și noi cercurile, numărul cercurilor, printr-un segment de o lungime oarecare, pentru că nu-i cunoaștem valoarea. Numărul pătratelor este de 3 ori mai mare decât numărul cercurilor, ceea ce înseamnă că pentru a reprezenta numărul pătratelor, voi desena 3 segmente egale cu cel care reprezintă numărul cercurilor. Iată, este de 3 ori mai mare. De asemenea, cunoaștem suma, că numărul cercurilor plus numărul pătratelor este 20. Observăm cu atenție acest desen. Înțelegem că este vorba numai despre segmente egale. Iată! Am aici un segment, iar în segmentul mare, ce reprezintă numărul pătratelor, acesta se compune din 3 segmente mai mici, egale cu cel care reprezintă numărul cercurilor. Și atunci putem să aflăm și noi numărul total al părților desenate. Avem o parte de la cercuri plus 3 părți de la pătrate. 1 plus 3 este egal cu 4. Ce sunt acestea? 4 părți egale. Și iată că suma a 4 părți egale este 20. Cum poți să afli o singură parte prin operația de împărțire? 20 împărțit la 4. 20 împărțit la 4 este egal cu 5. 5 reprezintă o singură parte, adică numărul cercurilor. El este reprezentat de un singur segment. Și atunci sunt 5 cercuri. Mai departe, problema ne spune că numărul pătratelor e de 3 ori mai mare decât numărul cercurilor, adică 3 ori 5 este egal cu 15. Iată, sunt 15 pătrate.